Salut, salut și bine v-am găsit Bun, la un nou episod și astăzi am nu una ci două reviste de la Lego, avem una cu Lego Jurassic World și una cu Lego Harry Potter. Am cumpărat ambele reviste de la Pepco cu fantastica sumă de 10 lei. Vedeți că scrie aici. Nu este nicio reclamă, nu le fac reclamă, dar uh, mi se pare o afacere foarte bună și mi se pare că merită din plin 10 lei pentru o astfel de revistă, așa că dacă sunteți interesați. Uh, nu știu. Încerc de fiecare dată când găsesc așa niște oferte din astea nebune, să vă zic și vouă pentru că știu cum e. Lego e foarte scump, totul e scump în zilele noastre și uh, pur și simplu atunci când găsești Lego la 10 lei, nu 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 pot lăsa să mi scape așa ceva. Și nu am mai văzut genul ăsta de reviste, nu știu exact care e faza cu ele, dacă e ceva exclusiv de la Pepco sau dacă ați mai văzut voi în altă parte. Deși având în vedere că scrie prețul așa direct pe reviste la spate, cred că numai la Pepco puteți să găsiți genul ăsta de reviste. Și înăuntru avem niște jocuri, deci nu scrie nimic. Nu, nu, sunt genul ăla de reviste cum avem revista Lego Ninjago, pe exemplu, care văd că încă mai apare, unde avem benzi desenate și tot felul de chestii. Aici avem doar niște jocuri din astea, mai pentru copii, labirinturi și tot felul de nebunii. Deci, a, uite și setul ăsta, super tare setul ăsta, chiar și vă să iau numai că era, era, cam scump. Însă, bineînțeles, am cumpărat revistele astea nu pentru revista în sine, ci pentru minifigurine. Și avem minifigurina cu Ellen Grant, deci nu mi-a venit să cred că avem o figurină cu Ellen Grant în uh, revista asta, adică cu siguranță este cea mai ușoară modalitate de a obține această minifigurină. Acum nu este cea mai detaliată variantă a lui Ellen Grant, din câte văd, adică nu... Uh, nu e neapărat cea mai specială, dar este Ellen Grant și este unul dintre personajele mele preferate din toate filmele și unul dintre actorii mei preferați, Sam Neill, care joacă acest personaj. Și următoarea revistă este o revistă cu Harry Potter, care tot așa înăuntru are tot felul de joculețe. Uite-l și pe Dobby aici, labirinturi, nebunii, văd că are și răspunsuri la final tot felul de joculețe pe aici și de data aceasta ni dă pe Lucius Malfoy, încă un personaj interesant și încă o minifigurină foarte interesantă care nu prea, nu prea a apărut în niciun set așa mai accesibil din câte mi-aduc mi -aduc eu aminte, adică a apărut în seturi din astea mai mari, deci chiar mă surprinde, mă surprinde foarte plăcut. Această revistă și asta și cealaltă și minifigurina asta este și mai detaliată decât Ellen Grant Deci haideți să nu mai pierdem timpul și să uh, deschidem aceste minifigurine Ok am dat camera mai aproape ca să vedem mai bine și văd că avem aici un fel de șmecherie ca să putem deschide Să putem scoate minifigurina de aici trebuie să Cum îți prins asta aici? Cred că pot să le scot fără să tai chiar dacă am un foarte pe aici la mine Haide Așa, uite că am reușit și îmi place foarte mult că minifigurina este prinsă în felul acesta pentru că nu, nu trebuie să tai din revistă sau ceva, nu trebuie să strici nimic. Și să vedem, cred că se scoate, da, uite că se scoate și minifigurina destul de ușor și îl vedem aici pe mărețul Lucius Malfoy. Haideți să îl și construim. Un personaj interesant și cu siguranță o minifigurină interesantă, o să ne uităm imediat de aproape după ce îl construim. Fața e fața simplă de Lex Luthor pe care am văzut-o de multe ori, deci mamă, părul ăsta e foarte tare. Hai că capul este puțin strâmb. Este pentru prima dată când fac rost și eu de acest păr și arată foarte bine. Și ceea ce îmi place foarte mult include și o bufniță o bufniță din aceasta maronie. Eu nu am decât bufniță din aia albă care o reprezintă pe Hedwig, deci îmi place că include și bufnița asta. Chiar este super tare, niște printuri foarte, foarte calumea. chiar îmi place foarte mult această piesă. De asemenea, avem două baghete care sunt puse pe suportul ăsta, cum vedem pe la Harry Potter și văd că are și un mic baston băiatul nostru Malfoy. Și uite așa putem să vedem mai de aproape minifigurina, o să îi dau bățul ăsta din mână ca să putem vedea toate detaliile mai cu atenție și vedeți că minifigurina este foarte detaliată, deci eu am dat pe minifigurina asta plus o revistă 10 lei, ceea ce mi se pare absolut fantastic, adică chiar, chiar sunt mândru de ceea ce am reușit să fac, vedem gulerul ăla de blană care arată foarte bine, avem printuri metalizate, cu șerpii aia de pe piept de acolo care strălucesc foarte frumos. Avem printuri și pe picioare care continuă foarte bine paltonului și chiar sunt aliniate bine printurile, deci chiar nu, nu e o minifigurină figurină din asta de buget, să zicem așa. Chiar arată foarte bine și putem vedea și la spate. Bine, la spate nu e nimic senzațional, dar îmi place că vedem gulerul și de la spate. Nu avem nicio față secundară, dar avem fața. Uh, clasică a lui Lucius Malfoy, care este fața de Lex Luthor, ca să zic așa. Uh, cred că este fața lui, nu? Oricum ar fi seamănă, uh, dar arată bine, adică se potrivește cu personajul și părul ăsta foarte blond, extrem, extrem de blond, pare aproape verde pe filmare. Uh, aceasta este minifigurina Lucius Malfoy, haideți să trecem și la următoarea revistă. Este timpul să le liberăm pe doctorul Grant din captivitate, din capsula asta unde a fost el ținut. Uh, haideți să vedem dacă mai știu să desfac treaba asta. Da, știi ce? Nu are rost să ne chinuim, așa că o să folosesc această unealtă, acest foarfec, ca să nu pierdem timpul aiurea și o să îl scoatem pe uh, doctorul Grant de aici. Uh, stai așa, că nici așa nu vrea să ia. Să mai tem o dată ca să nu ne complicăm. Bam! Și uite că l-am eliberat din captivitate pe doctorul Grant. Haideți să uh, scoatem. Deci, cum am zis și mai devreme, este unul dintre personajele mele preferate. Uh, clar, personajul meu preferat din toată franciza Jurassic World și Jurassic Park. Însă, chiar și așa, uh, dintre toate personajele pe care le vedem din filme, doctor, uh, doctorul Grant este cu siguranță unul dintre preferatele mele. Așa, văd că are și gentuță, gentuța lui, pe care trebuia să o pun înainte să înainte să-i pun capul. Frumos, pe după mânuță, punem și capul de asupra. Bam! Și uite că avem și pălăria lui care nu putea să-i lipsească, nu, nu cred că așa se pune. Foarte tare piesa asta de pălărie, nu, nu mai am piesa asta, cred că e aceeași piesă pe care au folosit-o și cu Indiana Jones și minifigurina vine cu acest ou de dinozaur și cu gheara lui de velociraptor. Chiar mi se pare tare că au inclus această piesă, știți și voi că avea gheara aia la începutul primului film și, și în jocul Lego Jurassic World are gheara asta pe care o folosește ca să deschide tot felul de chestii. Haideți să ne uităm mai îndeaproape. Perfect, aceasta este minifigurina noastră care, după părerea mea, arată senzațional. Îmi place foarte mult pălăria, o să o dau jos ca să vă arăt mai îndeaproape dacă nu sunteți familiarizați cu această piesă și dacă dăm pălăria jos putem să vedem mai bine fața lui care chiar seamănă, chiar seamănă cu actorul, chiar îmi place cum arată și picioarele nu, nu au nimic special, deci dacă este să comparăm cu minifigurina Malfoy. Minifigurina asta este mult mai puțin detaliată, însă personajul mi se pare unul mai tare și fața îmi place mult mai mult aici cu această bărbiță. De la spate detaliile sunt simple, însă avem și această gentuță și acea gheară pe care v-am arătat-o mai devreme și bine înțeles pălăriuța lui care nu poate să lipsească. Deci, oameni buni, acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut cum am zis și mai devreme, de fiecare dată când găsesc așa niște seturi Lego la prețuri foarte mici, cum au fost și cele de la Penny, o să fac un video cu ele ca să vi le arăt și vouă din caz că sunteți interesați. Eu cu 20 de lei am reușit să am două reviste care, deși sunt ca lumea, nu, nu mă impresionează pe mine neapărat, dar minifigurinele acestea, bineînțeles, sunt vedetele și pentru 10 lei fiecare, adică chiar se merită din plin o super investiție, ca să zic așa. Arată foarte bine și sunt mini figurine Lego la urma ormei deci nu, nu avem cum să dăm greș. Acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uita să vă abonați ca să ajungem și noi la suma de 1000 de abonați și nu uitați să apăsați butonul de like. Dați share la prietenii voștri și noi ne auzim data viitoare. La revedere!